ce să vă spun eu? Eu sunt bătrân, 94 de ani. Gândiți-vă, la vârsta asta ce mai pot să mai fac? Nici nu mai aud bine, nici nu mai văd bine. În aștept 6 de plecare. În tot momentul. Pentru că însă Mântuitorul spune, odată este rânduit omului să moară, după aceea judecată. Tatăl nu judecă pe nimeni, spune Mântuitorul. Toată judecata a dat-o Fiului, ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Așa că, altfel, să știți cu noi, nu-i lucru de glumă. Oricare dintre noi, când am plecat de aici, ca nimeni nu rămâne aici. Toți plecăm, o să vedem. Rugăciunea trebuie să fie, dacă se poate, cât mai multă. Cu rugăciune să ne culcăm și cu rugăciune să ne scolăm. Și să n-avem răutate și pomenire de rău asupra nimănui. Dar orice ne-a făcut, orice ne-a spus, orice cu ce ne-a nedreptățit, iertăm. Că Domnul ne-a iertat pe noi pe toți. Așa și noi suntem datori să iertăm unul altuia. Rugăciunea trebuie să fie oricând și oriunde. Datorită creștinilor, nu încetează niciodată, spune la Rusicon, un călugăr de acolo. Da, rugăciunea nu încetează pe până niciodată datorită monahilor creștini și monahilor, atotdeauna se înalță către cer, la Dumnezeu. Fără rugăciune nu este mântuire. Prima treaptă în rugăciune, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miliește-mă. Și n-are trepte, asta-i. Miliește-mă sau mântuiește-mă tot aceea. Numai dacă știm teorie și nu facem, dar nu ne-am folosit cu nimic. Se face ce este plăcut lui Dumnezeu. El așteaptă de la noi fapte bune, dar mai ales rugăciune, poți rugăciune. Și nevoință. Trebuie să avem gândul la Dumnezeu. Mintea noastră trebuie să fie la Dumnezeu. Permanent, oriunde și oricând. Inima trebuie să fie la Dumnezeu și cu odată cu rugăciunea. Nu există altfel. Dacă o zicem nou cu cuvântul și în mintea aleargă în toate părțile, odată cu rugăciunea, fie și mintea tot acolo cu rugăciunea. Că mintea noastră în altă parte, nu ne-am folosit cu nimic. Vrea Dumnezeu ca să uităm de El niciun moment. Nimeni nu se laudă decât se roagă. Dacă se roagă cu adevărat, toată rugăciunea cu smerenie se face. Smerit nu m-am și m-am mântuit. Spune Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel. Pe oamenii de azi, creștinii noștri, banul e interesant. Dacă iese banul, atunci am făcut ceva. Viața de azi e interesantă, nu cei care va fi acolo. Pentru că noi murim, trupul se duce în pământ și spune acolo preotul când se spăcetul, este groapa robului Dumnezeu cu tare, până la doua venire a Mântuitorului Hristos. Și atunci se va scola. Dar o voce ca de tunet, a zis Mântuitorul și atunci toți vor învia, mai ales creștinii botezați. Ca un tunet va fi vocea Mântuitorului. Se va cutremura pământul și cerul. Cel mai mult
Zic, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă și mă mântuiești. Da, nu las mintea să alia ziua iurea. Da, o păzesc. Să stai în cadrul ei de rugăciune. Nu-i ușor să ții mintea acasă permanent. Ea se duce și a văzut, și a auzit, se-l interesează, dar omul care se roagă nu are nici un interes decât cel mai mare este să se roage. Și nu slăbească deloc legătura lui cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune. Sunt dator să țin legătura cu Dumnezeu în tot momentul. Zi și noapte, oriunde ai fi și oricum ai fi. Mă interesez ca minte să fie aproape la Dumnezeu. Nu aliază iurea la lucru de șarte. Și noapte și ziua când mă trezesc, o las minte să aliază la lucruri nefolositoare. Îmi dau de lucru Sfânta Rugăciune. Cine mai are acum rugăciunea inimii? Spunea Părintele Cleopa. Uite, Părintele Cleopa, uite. Cine e? Părintele Cleopa. Mai avem noi oameni ca el? Acum, creștini ca el? Îl privea pe el. E o taină rugăciunea. E o taină mare. Dacă este credință, este și rugăciune. Credință adevărată, nu fățarnică. Mă simt cu lipsuri. Îmi pare rău că nu sunt așa cum vrea Dumnezeu. Nu sunt așa cum vrea El. Dar îmi dau toată silința. Așa gândesc eu. Să fiu așa cum place Lui. Da, mintea aleargă. Niciun moment nu stă. Și vise se amestecă fel de fel de visuri. Aduce vrăjmașul, diavolul nu doarme. Aduce visuri. Are mare putere. Diavolul asupra omului, când omul nu se roagă. El nu știe la moarte, a să fie întrebat de ce nu s-a rugat, că trebuie. Mare este judecata noastră. Dar câte nu vede, câte nu aude, câte nu auzit, câte nu văzut el în viață, acele necăjesc. Cele toate, acele, mai ales acele care semănătură de vorească. Dar cu așa se luptă sufletul.